Bună regăsit la o nouă ediție a Cronicilor Astrale pentru săptămâna 25 noiembrie, 1 decembrie. Sunt Corina Chelaru și, ca de obicei, mă bucur să fiu alături de dumneavoastră și să îmi revină mie onoarea să vă transmit mesajul stelelor. În deschiderea acestei ediții, aș vrea să vă reamintesc că săptămâna trecută am avut o foarte mare schimbare astrologică, o schimbare epocală, o dată în viață, cum se spune. E vorba de trecerea lui Pluto în Vărsător și, pentru că este un eveniment important, găsiți o filmare, va fi linkul atașat în descrierea emisiunii, cu toate detaliile acestui eveniment important ale tranzitului lui Pluto în Vărsător. Dar să trecem la săptămâna care ne interesează, săptămâna 25 noiembrie, 1 decembrie. Suntem în plin sezon al Săgetătorului și în ultima săptămână a lunii noiembrie, deci ne apropiem cu pași repezi de finalul unui an plin de evenimente astrologice pe care le-am resimțit cu toții mai mult sau mai puțin în funcție de marcajele din harta personală. Pluto, așa cum spuneam, este proaspăt instalat în Vărsător, de data aceasta definitiv, timp de 20 de ani. Deci, de acum, vom începe să experimentăm noi aspecte pe care le vor face planetele personale sau grele, dar și celelalte marcaje pe noua energie creată de acest tranzit lent. Aspectul cu care continuăm să avem de furcă de data aceasta pe axa Leu-Vărsător este opoziția dintre Marte și Pluto, care creează multă tensiune, dar acum vorbim de mai degrabă de tensiuni la nivel mental și de inflamări de ego sau pasionale. Pluto este încă un pic confuz după tranzitul lui foarte lung în Capricorn și de aceea resimțim din plin semnalele date de corpurile noastre care se adaptează la această energie necunoscută nouă până acum și foarte diferită de cea anterioară. Partea bună este că odată cu acest aspect, transformările nu vor mai fi atât de dificile și de dureroase, ci le vom face mai ușor și cu mai multă adaptabilitate și flexibilitate în spiritul de aer al semnului Vărsătorului. Cu Marte în poziția în care se află în primele grade ale semnului Leului, aspectează benefic printr-un sextil și o trină nodurile lunare, dar și Soarele, cu care se află tot în aspect de trigon, vom resimți opoziția cu Pluto mai atenuată, iar transformările pe care ni le impune acest aspect vor fi mult mai ușor de procesat la nivel mental, dar și mult mai ușor de aplicat. Marte în Leu are o vibrație care îi este pe plac, pentru că este într-un semn de foc, deci este hrănit, iar această poziție ne încurajează să punem pe primul loc ceea ce ne bucură și ne hrănește inima. Se formează, de fapt, o mare trină pe cer cu Soarele din Săgetător, Marte din Leu și nodul Nord din Berbec, o trină de foc binevenită după o lungă perioadă în care acest element nu a fost prea bine reprezentat pe hartă. Marea trină este cel mai benefic aspect din astrologie, așa că vom fi susținuți să vedem cu claritate în ce direcție trebuie să acționăm, astfel încât alegerile noastre să ne fie de folos pe termen lung și să fie conforme cu misiunea noastră de viață. E o perioadă în care acțiunile noastre pot fi încununate cu succes și ne pot schimba literalmente parcursul personal pe următorii 18 ani. Aspectul exact de trigon între Soare și nodul Nord se formează pe 25 noiembrie, iar cel între Soare și Marte pe 27 noiembrie, astfel că toată săptămâna vom beneficia de această energie dătătoare de speranță și de determinare. Pe 26 noiembrie, între cele două zile menționate, Mercur își începe retrogradarea în Săgetător, obligându-ne să ne revizuim principiile și valorile, să vedem unde am judecat prea mult, unde ne-am lăsat dominați de inflexibilitate și de prea multă critică. Retrogradarea ne îndeamnă la introspecție și la reflecție, mai ales asupra viziunii noastre de viață, a mentalității noastre despre relațiile cu persoane străine sau diferite de noi, a modului în care ne lărgim perspectivele mentale. Cum Săgetătorul este un semn jupiterian, este posibil ca pe parcursul retrogradării să simțim uneori că frânele în calea expansiunii noastre vin chiar din propriile noastre principii prea rigide, din fricile de a ieși din mediul cunoscut.
călătorile și deplasările, mai ales cele în străinătate, pot întâmpina mici dificultăți, pot interveni întârzieri sau amânări. Nu e momentul să ne gândim la achiziționarea unui nou mijloc de transport, ci mai degrabă să-l reparăm sau să-l îmbunătățim pe cel existent. Sau dacă nu avem, să mai așteptăm puțin. Poate să facem doar căutările, să ne informăm, să strângem toate datele tehnice și odată ce Mercur iese din retrogradare, putem procede și la achiziționarea acestui mijloc de transport dorit. Venus se află în Capricorn în această săptămână, unde este mult mai sobră și ne îndeamnă să fim mult mai responsabili și mai angajați în relații, dar și mult mai chibzuiți cu banii și cu resursele noastre. Binevenită, așa zic, pentru că este perioada dinainte de sărbători și atunci ar fi bine să chibzuim puțin bugetul și să punem deoparte pentru ce va urma. Simțul artistic scade cu Venus în Capricorn în favoarea pragmatismului și a funcționalității. Nu vom mai cumpăra lucruri doar pentru simpla noastră plăcere estetică, ci ne vom și întreba dacă ne și servesc pe termen lung la ceva, dacă ne ușurează sau ne îmbunătățesc viața. Pe 25 noiembrie, Venus face și un careu la grad exact cu Lilith din balanță, ceea ce va face ca în special femeile să fie afectate de conflictul interior dintre dorința de a fi libere și de a avea o înfățișare sexy și neconvențională și necesitatea de a se conforma unor principii de feminitate mult mai pragmatice și a ceda plăcerea în favoarea responsabilității. Pe 28 decembrie, Venus mai face din nou un careu cu Chiron din Berbec de data aceasta și ne apasă vechi răni legate de iubire, de cât de liber sau autentici ne simțim în cuplu, ne aduce la suprafață momente în care nu am avut curaj să spunem ce nu ne reprezintă într-o relație și nu ne-am asumat riscul unui conflict clarificator. Întreaga săptămână spuneam că se află sub influența benefică a trigonului pe care Jupiter retrograd din Gemeni îl face cu Lilith din balanță. Ambele semne fiind semne înclinate spre relații, socializare, comunicare și conexiune cu ceilalți. Pornirile mai neortodoxe ale lui Lilith vor fi de data aceasta domolite de fluxul jupiterian care ne va îndemna să ne exprimăm autenticitatea cu înțelepciune și să ne comunicăm dorințele cu asertivitate și cu o atitudine pozitivă și optimistă. Aspectul favorizează reflecția asupra comunicării noastre și a rețelei de cunoștințe prin raport cu dorințele noastre cele mai intime și adevărate. Retrogradarea poate ajuta astfel la repararea unor legături care au fost deteriorate din orgoliu, din prea multă importanță de sine sau din impulsuri egocentrice. Acum se pot găsi căi de soluționare pentru orice conflict care a avut la bază astfel de porniri. Ar fi bine și să profităm de ultima săptămână de mers direct a lui Marte în Leu, care ne susține cu energia sa de foc și cu deschiderea și cheful său de acțiune. Odată cu începerea retrogradării, e posibil să constatăm că multe acțiuni începute pe perioada mersului direct se opresc, se reformulează sau cunosc restrângeri. Mai pe românește, am plecat înainte la atac cu toată armata și cu surle și trâmbițe și ne cam răzgândim și ne cam dezumflăm pe drum. Așa că suntem atenți și nu ne lăsăm bătuți, așteptăm cu răbdare să treacă retrogradarea lui Marte. Data de 1 decembrie, ultima zi a săptămânii, vine cu o lună nouă în Săgetător, care are loc la ora 8:21 pe gradul 9, foarte aproape de Eros, care se află și el în Săgetător, la gradul 10. Deci va face o conjuncție cu acesta și tot în Săgetător se află și Mercur aflat în mers retrograd. De remarcat că în luna decembrie avem două luni noi, una în prima zi, cealaltă exact pe 31 decembrie, dar va fi o lună nouă în semnul Capricornului. Luna nouă în Săgetător se va afla în opoziție cu guvernatorul Săgetătorului, cu Jupiter, aflat în mers retrograd în Gemeni. Vom fi îndemnați să găsim noi căi de a ne deschide orizonturile de viață, de a ne lărgi cunoașterea dincolo de barierele puse de emoții, mai ales de emoțiile născute din relațiile și parteneriatele noastre.
Poate vom constata că unele dintre acestea ne consumă emoțional, că ne împiedică dezvoltarea armonioasă și firească și momentul lunii noi ne va da un impuls să rezolvăm aceste situații și să reformulăm aceste relații pe baze sănătoase. Pot fi încurajate și călătoriile, deși poate fi vorba mai degrabă de călătorii interioare sau de călătorii pe care le-am amânat de ceva vreme și pe care în sfârșit ne hotărâm să le întreprindem. Cum luna nouă va fi conjunctă cu Eros, iar Marte din Leu se află și el în aspecte armonioase cu nodurile lunare, perioada ne poate aduce o dragoste nouă, mai pasională, căci vorbim de semne de foc, dar care au șanse să ne marcheze cumva destinul sau să devină mai mult decât o pasiune trecătoare. Să vedem care sunt tranzitele lunii în această săptămână. Săptămâna se deschide cu intrarea lunii în semnul balanței pe 25 noiembrie la ora 11:20, unde va sta până în primele ore ale zilei de 28 noiembrie, iar tranzitul ei va activa ca de fiecare dată pe parcursul acestui an atât nodul sud de Karmă cât și pe Lilith, ambele aflate, bineînțeles, în balanță. Cum guvernatoarea acestui semn, Venus, se află în aceeași zi în cuadratură cu Lilith, aceste zile vor fi resimțite mai ales la nivel relațional ca tensionate, dorința de afirmare individuală fiind mai mare decât dorința de a face să meargă relația, de aceea sunt posibile tensiuni și fricțiuni între parteneri sau asociați, dar și probleme financiare, mai ales dacă e vorba de oferte venite din partea unor femei. Pe 28 noiembrie, la ora 0:21, luna intră în Scorpion, de unde ne trimite energii mult mai profunde și subtile, răscolindu-ne emoțional. Guvernatorul Scorpionului, Marte, fiind în Leu și aflându-se în opoziție cu Pluto din Vărsător, ceea ce mai pune ceva gaz pe foc, mai ales în ce privește ego-ul nostru și contradicția dintre ceea ce credem că este avantajos pentru noi și ceea ce este avantajos de fapt la nivelul comunității. Dacă este posibil să evitați intervențiile chirurgicale pe perioada acestui tranzit, adică între 28 și 30 noiembrie, faceți-o. Pe 30 noiembrie, la ora 11:53, luna intră în Săgetător, iar pe 1 decembrie, la ora 6:21, formează fenomenul de lună nouă. Cum guvernatorul Săgetătorului, Jupiter, aflat în mers retrograd în Gemeni, este în aspect armonios cu Lilii din balanță, vorbim de o energie care ne va încuraja să ne exprimăm autentic în relații, să vedem lucrurile cu mai multă deschidere și mai multă înțelepciune și să ne fixăm obiective și țeluri de dezvoltare cât mai apropiate și fidele formulei noastre interioare. Acestea fiind aspectele săptămânii, haideți să vedem cum se reflectă ele în harta fiecărui semn zodiacal. Și nu uităm ca de obicei că este cel mai relevant să ascultăm în primul rând predicțiile de la semnul în care se află ascendentul nostru, apoi de la semnul zodiacal și dacă dorim să aflăm mai multe informații mai detaliate despre reacțiile emoționale, putem asculta și previziunile pentru semnul în care avem luna natală. Să începem cu berbecul și cu ascendentul pe berbec. Pentru berbeci, nodul nord este încă la ei în semn și face aspecte foarte armonioase cu soarele din Săgetător și cu Marte din Leu. Acest trigon regal format de nodul nord cu soarele și cu Marte le dă mult impuls fizic berbecilor, multă energie pentru a iniția proiecte, mai ales proiecte creative, proiecte de cunoaștere. Marte, aflat în Leu pe casa 5-a, vine cu impulsuri creative și cu multă dorință de a se conecta la energia iubirii. Sunt așadar predispuși să se îndrăgostească fulgerător, sunt predispuși la iubiri pasionale, la a petrece timp în intimitate cu iubitul sau iubita. Dar nu este vorba de relații de lungă durată, ci este vorba de descoperire, de trăirea momentului și de energia conexiunii de la inimă la inimă. Berbecii care au copii se pot bucura de activități în aer liber sau activități fizice făcute împreună cu aceștia și relația lor cu copiii capătă
noi impulsuri, mai ales că Marte este frumos aspectat de Soarele din Săgetător. Alături de copiilor pot pleca în excursii sau pot pleca alături de iubit sau de iubită într-o călătorie la mare distanță, să descopere noi teritorii și noi moduri de viață și idei. Totuși, trebuie să fii atenți la opoziția făcută de Marte din Leu cu Pluto proaspăt intrat în Vărsător, pentru că această opoziție le poate aduce tensiuni, mai ales în relațiile cu prietenii. Poate din cauza noului partener sau noii partenere cunoscut sau cunoscută de curând, se pot rupe relații mai vechi de prietenie. Este foarte clar că acest aspect va aduce până în aprilie 2025 în viața berbecilor multe transformări, multe reformulări în grupurile din care fac parte, în idealurile lor și în proiectele lor de viitor. Deocamdată, în această săptămână, abia se obișnuiesc cu noua energie a lui Pluton Vărsător pe casa lor a 11-a. Nu la fel de bine merg lucrurile în zona parteneriatelor și a căsătoriei, pentru că Lilith, aflată acolo în balanță, este în careu cu Venus din Capricorn, aflată în casa 10-a, o casă a imaginii sociale. De aceea, berbecii trebuie să fie atenți la tot ce înseamnă promovarea imaginilor sociale, pentru că pot să fie subiecții unor scandaluri, ai unor bârfe sau ai unor dezvăluiri de secrete pe care le doreau departe de ochii lumii. Venus face careu și cu Chiron din semnul lor, poate că prin aceste tensiuni vindecă și niște răni mai vechi pe care le aveau. Totuși să nu uităm că aceeași Venus de pe casa carierei face și un sextil foarte frumos cu Saturn din Pești, ceea ce înseamnă că, mai ales legat de proiectele lor financiare cu bătaie pe termen lung, berbecii pot avea succese și își pot prezenta proiectele unor oameni cu experiență, șefilor, primind susținerea și aprobarea lor. Cel mai bine aspectate în această săptămână sunt călătoriile sau cursurile și examene, pentru că berbecii pot să simtă nevoia să reia cursuri începute mai demult, să continue anumite specializări sau să studieze. Acolo unde au lăsat lucrurile neterminate, Jupiter retrograd pe casa lor a treia îi va ajuta să le termine și să le termine cu bine. Taur și ascendent pe Taur. Guvernatoarea Taurilor, Venus, se află în poziții tensionate pe casa noua lor și de acolo le poate aduce provocări fie legate de călătorii făcute în străinătate, fie legate de femei care le sunt mentor, dar a căror mentalitate li se pare acum rigidă și mult prea conservatoare nativilor. E de notat că Pluto, abia intrat în Vărsător, le-a activat zona carierei și a muncii, a imaginii sociale. Și acolo vor fi cele mai mari provocări pe care vor începe să le resimt odată cu acest ingres. Opoziția pe care Pluto o face cu Marte din Leu, din casa lor a patra, va face ca tensiunile cele mai mari să se nască între îndatoririle de familie, viața alături de cei dragi și îndatoririle de la job. Astfel, cu Marte în Leu, Taurii vor încerca să preia conducerea în familie. Ei vor veni cu inițiative și aceste inițiative vor fi bine primite de membrii familiei, însă se vor reflecta negativ în implicarea Taurilor la locul de muncă. Luna nouă în Săgetător se formează pentru Taurii în casa 8-a, o casă karmică a transformărilor, cu conotații financiare, dar legate și de probleme juridice sau de viața intimă. Astfel că Taurii pot începe acum cu succes negocieri care să le aducă finanțări, credite sau împrumuturi, susținere financiară din familie sau de la alți investitori. Pentru alți nativi, energia lunii noi din Săgetător poate veni cu o nouă viziune în ceea ce privește viața intimă și conexiunea cu partenerul de cuplu. Iar acest lucru este foarte frumos susținut de trigonul pe care Soarele îl face cu Marte din Leu. Astfel încât Taurii care doresc să-și formeze o relație mai profundă sunt susținuți pentru a găsi resursele și partenerul cel mai potrivit. Lucrurile pe care le inițiază în această săptămână pot să aibă consecințe pe termen lung și consecințe benefice, care să-i îndrume către misiunea lor de viață, pentru că în casa lor a 12-a, o casă a destinului, a karmei, se află încă nodul nord în berbec frumos aspectat de un trigon cu soarele din casa lor a 8-a.
În ceea ce privește finanțele taurilor, Jupiter retrograd din casa lor a doua, o casă a resurselor de viață obținute din propria muncă, îi susține să dezvolte proiecte începute mai de mult, dar neterminate. Își vor pune la treabă creativitatea și inventivitatea la muncă și vor încerca să facă lucrurile altfel, în felul lor original. Pot să câștige și venituri mai mari decât se așteptau în acest context și ar fi bine ca aceste venituri să le investească în proiecte creative împreună cu membrii familiei lor sau în activități care le fac plăcere împreună cu aceștia. Uranus din semnul lor este îmblânzit de sextilul făcut cu Neptun din casa lor a 11-a și le aduce foarte multă intuiție în a-și alege și în a-și găsi prietenii cu care să aibă aceleași idealuri, aceleași vise și aceleași pasiuni. De aceea, în această săptămână, pot veni cu idei neobișnuite, dar care să găsească aprobare în rândul prietenilor sau al grupurilor din care fac parte și să le și pună în aplicare. Foarte folositoare le pot fi sfaturile date de prietene, de femei mai în vârstă, mai înțelepte, cu care au relații amicale de lungă durată. Dacă doresc să călătorească în străinătate sau să înceapă studii la distanță de casă, pot face acest lucru cu succes doar dacă planifică din timp tot ce este nevoie, respectă regulile și legile, sunt disciplinați și au răbdare pentru că lucrurile pot să nu iasă din prima așa cum s-au așteptat. Gemeni și ascendentul pe gemeni. Jupiter retrograd din semnul lor îi susține foarte frumos în această săptămână pe gemeni să iubească și vor iubi autentic, poate neconvențional. E foarte posibil ca cineva din trecutul lor să revină, iar relația să se reconstruiască pe baze noi, mult mai frumoase și mult mai deschise. De altfel, relațiile și parteneriatele sunt în atenția gemenilor în această săptămână, deoarece sectorul casei a 7 este acoperit de săgetător, unde se află soarele care face trigoane cu nodul nord în berbec și cu Marte din leu. Tot acolo va avea loc luna nouă de pe data de 1 decembrie, ceea ce îi va face pe gemeni să-și îndrepte toată atenția către relația de cuplu, către căsătorie, către parteneriate, colaborări și către toate tipurile de relații cu angajament. Cei care vor să înceapă în această perioadă relații de lungă durată au toate șansele să pună un temei bun acestor relații. Energia lunii noi este o energie favorabilă începuturilor, chiar dacă pe această zonă se află și Mercur retrograd, aceasta îi va pune să se gândească bine înainte de a face lucruri și nu îi va lăsa să semneze acte, înțelegeri, colaborări, fără să le gândească înainte temeinic. Cea mai multă energie depun gemeni în această săptămână în domeniul studiilor. Cei care sunt deja înscriși în diferite forme de învățământ pot avea acum inițiativa de a aprofunda aceste studii sau de a începe noi specializări. Dacă au examene de susținut, îi poate ajuta foarte tare relația cu un prieten sau cu grupurile din care fac parte, deoarece de acolo le vor veni idei foarte bune care îi vor ajuta să găsească răspunsuri originale la examenele pe care le-au de dat. Și relația cu frații, cu surorile sau cu rudele foarte apropiate este foarte bine aspectată, gemenii fiind cei care întind mâna cu drag, cu prietenie, cu iubire către toți cei apropiați. Ce vor primi, mai vedem, dar ei sunt deschiși către a netezi aceste relații. Au și chef de călătorie, nu că nu le-ar plăcea să călătorească, pentru că sunt mercurieni și sunt mari iubitori de drumuri. Dar trebuie să fie atenți la modul în care planifică aceste călătorii și mai ales să nu se grăbească și să nu fie impulsivi. Marte din casa lor a treia face opoziție cu Pluto din Vărsător și îi atenționează să fie extrem de temperați atunci când vine vorba de deplasările în viteză sau de luat decizii. Cea mai mare stabilitate și inspirația în această săptămână vin din sectorul carierei, unde traversează de ceva timp o perioadă de așezare. O perioadă în care au căpătat experiență și expertiză, fiind posibil să se așeze în poziții de autoritate mult mai mare. Este de dorit ca în această săptămână să-și folosească inspirația și ideile creative originale pentru a
prezenta noi proiecte în zona carierei. Foarte frumos aspectate sunt și relațiile cu șefii sau cu persoanele aflate în poziții de conducere, mai ales cu energiile feminine. Aceste relații armonioase se pot reflecta și în veniturile lor sau în semnarea unor contracte care să aducă și câștiguri materiale. Rac și ascendent pe rac. Munca și sănătatea sunt preocupările esențiale ale racilor în această săptămână. Soarele se află în casa lor a șasea, o casă a sănătății și le dă foarte mare claritate și limpezime în toate proiectele desfășurate la locul de muncă, dar îi face și foarte plăcuți în relațiile cu colegii de muncă. De asemenea, corpul lor fizic resimte energia benefică a aspectelor pe care soarele le face cu nodul nord în berbec și cu Marte din leu, aspecte de trigon, și resimt o energie binefăcătoare dacă au avut suferințe mai vechi, pentru că acum le pot da de capăt și le pot vindeca. Această atmosferă plăcută de la muncă se reflectă și în veniturile lor. Racii traversează o perioadă extrem de benefică în ceea ce privește banii făcuți din propria muncă. Vin proiecte interesante din zona carierei, proiecte care vor avea desfășurare pe termen mai lung de aici înainte, iar racii care de obicei sunt mai reținuți vor îndrăzni acum să deschidă noi drumuri, să aibă inițiativă, stimă de sine mult mai crescută și să știe să-și ceară drepturile conform adevăratei lor valori. Banii câștigați astfel vor fi investiți în familie sau în locuința lor și le vor aduce multă liniște, pace și echilibru, ajutându-i să armonizeze relațiile cu cei din familia lor. De altfel, se pare că nu numai cei din familia lor vor avea relații bune, ci și cu prietenii vor avea relații bune, le vor deschide larg ușile propriei case și vor trăi cu aceștia momente frumoase și interesante, rememorând vremuri bune când au fost împreună. Trebuie să fie foarte atenți atunci când este vorba de resursele aflate la comun cu alții, de banii pe care îi dau cu împrumut sau pe care îi iau de la alții, pentru că acolo pot apărea presiuni neașteptate. De exemplu, inițiativele lor îndrăznițe în a găsi noi surse de venit pot să-i deranjeze pe cei cu care racii au investiții în comun, iar aceștia pot să se retragă sau să se răzgândească, lăsându-i brusc fără suport și fără susținere. Este foarte important să nu ia hotărâri impulsive, mai ales dacă acestea au consecințe juridice sau legale sau dacă deja au în derulare diferite procese sau diferende în instanță. Să fie foarte atenți la modul în care răspund la provocările care vin din această zonă. Chiar dacă nu au un plan călătorii la mare distanță în scop de recreere, s-ar putea ca acest aspect să le aducă aceste călătorii, însă legate de munca lor, legate de proiectele noi pe care vor să le deruleze. Pot fi delegați în străinătate, pot fi vizite pentru încheierea unor contracte care să aducă și venituri pe măsură. Cert este că racii pot să conteze pe susținerea astrelor dacă au de făcut călătorii în străinătate, dacă au de început studii aprofundate sau dacă derulează cercetări de genul doctoratelor, masteratelor sau studii de specializare. Vor trebui însă să fie atenți la parteneriatele cu femeile, mai ales dacă aceste parteneriate sunt legate de deplasările în străinătate despre care am vorbit. Leu și ascendent pe leu. Dintre toate semnele zodiacale, leii sunt cei mai plini de energie în această săptămână. Marte, aflat pe casa lor întâi, îi dinamizează, le aduce foarte multă energie fizică și multă dorință de acțiune, de a întreprinde noi lucruri, de a iniția cât mai multe proiecte. Sunt foarte preocupați de forma lor fizică, de modul în care arată și foarte determinați să strălucească așa cum nu mai știu să o fac. Cum Marte se află în trei aspecte benefice, cu nodul nord, cu soarele din Săgetător și cu nodul sud, au mari rezerve de rezistență și de determinare și îi pot motiva și pe alții cu entuziasmul și cu optimismul lor. Fiind atât de carismatici în această perioadă, sunt și foarte deschiși către iubire.
Guvernatorul lor, Soarele, se află în casa lor a cincea și îi face foarte atractiv pentru sexul opus. De aceea, în această săptămână, vor petrece foarte mult timp alături de persoana iubită, desfășurând activități care îi bucură, care le fac plăcere și care sunt făcute cu pasiune. Leii care au copii vor petrece mult timp alături de aceștia și se vor încărca de energie în momentele pline de bucurie pe care le vor împărtăși cu cei mici. Cei care nu au copii se pot bucura de o relație frumoasă cu cei mai tineri ca ei sau pot să înceapă o activitate de mentorat. Aspectele menționate aduc și foarte multă creativitate, iar cei care au aptitudini artistice pot să dea naștere unor opere care să fie recunoscute chiar la nivel internațional. Cu luna nouă în Săgetător pot să și înceapă o poveste de dragoste nouă, o poveste care să îi inspire, să îi facă să trăiască viața la maxim și pe care să dorească să o împărtășească cu cei dragi. Să nu uităm însă că Marte, din semnul lor, se află în opoziție cu Pluto, proaspăt intrat în Vărsător pe casa lor a șaptea, o casă a parteneriatelor, a relațiilor cu angajament și a căsniciei. De aceea, toată această focusare pe sine, pe propria personalitate, pe propriul aspect, poate să stârnească în partener gelozii sau frustrări, acesta simțindu-se neglijat. E foarte posibil ca această opoziție să creeze tensiuni majore între lei și partenerii lor și astfel să se pună în discuție însă și esența relației de cuplu pe care aceștia o au. Prietenii și grupurile din care fac parte lei pot să devină o sursă de inspirație în această săptămână pentru noi idei de studiu, pentru dezvoltarea unor noi concepții și mentalități. Prietenii îi pot provoca să se întrebe despre adevărata lor esență, despre credințele și principiile lor și pot decide ca alături de aceștia să înceapă noi studii sau să descopere noi domenii. Relațiile cele mai tensionate în acest interval le au cu colegii de muncă, mai ales cu femeile cu care se întâlnesc la muncă. Pot să întâmpine rezistența acestora, pot să se lovească de atitudini conservatoare, rigide sau autoritare, iar leii sunt foarte puțin dispuși în această săptămână să facă ceva concesii sau să-și lase ego-ul deoparte. Fecioară și ascendentul pe fecioară. Familia este centrul de interes pentru fecioară în această săptămână. Soarele a aflat pe casa lor a patra în Săgetător, unde se află și Mercur în retrogradare, este drept, și unde va avea loc și luna nouă, le aduce foarte multă energie în tot ceea ce privește proiectele legate de familia lor. Au foarte multă claritate în deciziile pe care le au legate de locuința lor, de relațiile cu cei mai apropiați. De altfel, fecioarele tind să monopolizeze scena familiei în această săptămână și nativii să fie cei care îi susțin cu energie pe toți cei dragi. Poate doresc să-și iau o nouă locuință, să investească în casa în care stau și au toată susținerea astrelor să o facă. Au și determinarea și energia de a găsi resursele necesare, pentru că este foarte posibil să primească susținerea unui bărbat din familie, tată sau bunic sau soț, care să le ofere nu numai sfaturi, ci și susținere materială. Dacă doresc să găsească credite avantajoase pentru o nouă locuință, au toate șansele să le obțină, dar trebuie să fie atenți, pentru că Mercur fiind retrograd, e bine să verifice de două ori toate informațiile din aceste contracte. Dacă nu pot primi moșteniri, daruri, susțineri materiale neașteptate de la persoane cunoscute sau din familie. Nu sunt de neglijat nici banii făcuți din propria muncă, mai ales dacă au fost disciplinați, diplomați și au avut relații bune cu angajatorii lor. Acum a sosit momentul ca aceste lucruri să fie răsplătite și pot să primească sume restante sau sume neașteptate, dar care vin ca o plată a atitudinilor lor binevoitoare și muncitoare pe care le-au avut înainte. Luna nouă din Săgetător, de pe 1 decembrie, poate să le aducă și dorința de a face mult mai mult pentru casa și pentru familia lor decât de obicei.
Nativii pot lua chiar decizia de a se reloca în străinătate sau de a se muta într-o locuință mai mare decât cea în care stau acum. Tensiunile pot apărea în zona sănătății și a muncii, unde, dacă nu gestionează bine stresul, pot apărea somatizări, pot simți presiuni la nivelul capului, pot simți palpitații, furnicături, tremurături, toate fiind un semn al tensiunilor pe care nu le-au gestionat așa cum trebuie. Aceste momente de disconfort îi pot obliga pe nativ să revizuiască toate rutinele lor de viață, regimul de hrană, de somn și de mișcare. Și printr-o suferință acută să fie obligați să regândească din temelii programul lor zilnic și modul în care își îngrijesc sănătatea. Au noroc însă de susținerea partenerului de cuplu, care este matur, înțelept, răbdător și îi ajută să facă față cu bine aspectelor neprevăzute care îi pot da peste cap. Tot de la partener sau parteneră poate veni și susținerea emoțională și cea financiară în cazul în care este nevoie de așa ceva. Lucrurile de care nu prea au chef fecioarele în această săptămână sunt legate de iubire sau de relația cu copiii. Copiii, mai ales cei de genul feminin, îi pot irita sau pot să-i facă să se simtă prea copleșiți de responsabilități. Sau, din contră, fecioarele pot fi niște părinți prea duri, prea conservatori, prea rigizi cu copiilor, fiind închiși comunicării și ne manifestând niciun pic de umor sau de chef de joacă. Balanță și ascendentul pe balanță. Mintea balanțelor este instrumentul pe care se pot sprijini în această săptămână, care le este de cel mai mare ajutor, deoarece au claritate, au viziune, au limpezime, atât în comunicare cât și în gândire. Soarele aflat în casa lor a treia, o casă a comunicării, a călătoriilor, a învățării, le aduce foarte multe oportunități de a începe noi cursuri, de a citi, de a se informa, de a afla mult mai multe lucruri decât de obicei, de a începe un curs de limbi străine, de exemplu, sau de a se înscrie la examene de certificări și de specializări pe care și le-au dorit de mult timp. Luna nouă în Săgetător, care va avea loc pe această casă a treia lor, pe 1 decembrie, le poate aduce nu numai chef de învățare, ci și o foarte bună acuitate mentală, dar și chef de drumeții, de călătorii. Astfel încât balanțele pot pleca la drum să-și viziteze rudele, apropiații, frații sau pur și simplu să se destindă împreună cu cei dragi. În decursul acestor călătorii pot trăi momente foarte frumoase alături de partenerul de cuplu sau, dacă nu au unul, aceste călătorii le pot aduce surpriza de a întâlni pe cineva care să aibă aceleași idealuri ca și ei, aceeași viziune de viitor și cu care să se gândească să întemeieze un cuplu solid. Cu atâta chef de comunicare și de călătorie vor fi și sufletul grupurilor din care fac parte. Nativii vor fi cei care vor lua inițiativa unor întâlniri cu prietenii, a unor activități desfășurate în comun sau este foarte posibil ca tot ceea ce studiază acum și toate informațiile pe care le strâng să fie puse în slujba unor proiecte umanitare, unor proiecte dedicate binelui comunității. De altfel, este o săptămână în care nativii balanță iau foarte multe decizii în ceea ce privește viitorul lor și au mult curaj în a vedea lucrurile foarte diferit, în a-și asuma riscuri și în a deschide noi perspective în viața lor. Cum tot interesul și toată energia se duce în relația cu prietenii și cu grupurile din care fac parte și pot neglija proprii copii sau pot să rateze oportunități importante în zona iubirii și este foarte posibil ca în această zonă să manifeste dorință de control, de posesivitate, de manipulare, ceea ce va crea foarte multe tensiuni fie cu persoana iubită, fie cu proprii copii. Lilith, aflată încă în semnul lor, poate să le tensioneze de asemenea și viața de familie, mai ales în raporturile cu persoanele de sex feminin apropiate, cu mama, cu soacra sau, dacă sunt bărbați, cu partenera. Aspectul de trigon pe care Lilith îl face cu Jupiter din casa lor a noua îi încurajează să plece în călătorii îndepărtate, să descopere noi teritorii, să-și facă curajul necesar de a pleca la drum. Dacă nu este vorba de călătorii propriu-zise,
Acest aspect le dă o mare deschidere de minte, o dorință mai mare de a studia noi domenii filozofice, noi religii, de a descoperi noi sisteme de gândire. Mare atenție ce fac cu banii din propria muncă, pentru că dacă sunt tentați să împartă cu prietenii sau să ofere împrumuturi prietenilor, pot rămâne foarte repede fără resurse și nici nu vor mai vedea înapoi sumele împrumutate. Scorpion și ascendentul pe Scorpion. Încărcați de energia pe care le-a adus-o soarele care a traversat semnul lor, scorpionii se pregătesc acum pentru un nou sezon în care focusul energiilor va fi pe banii câștigați din propria muncă, pe resurse. Aspectele extrem de armonioase pe care soarele din casa lor a doua din Săgetător cu Marte din Leu și cu nodul nord în Berbec, formând o mare trină, îl face se face cu aceste semne, face ca veniturile scorpionilor să poată crește substanțial. Au claritate și o viziune limpede asupra modurilor în care pot să câștige bani și pot să-și fructifice și viziunea lor, care este mult mai largă decât de obicei. Deși Mercur retrograd este în aceeași casă, totuși energia lunii noi, care va avea loc pe data de 1 decembrie, în același sector al hălții lor, le va da îndrăzneala să deschidă noi drumuri, să conceapă noi proiecte care le vor aduce resurse pe termen lung. Cum Marte din Leu se află în casa lor a 10-a, o casă a carierei și a imaginii sociale, în această săptămână, scorpionii vor avea inițiative și energie pentru a-și promova o imagine publică extrem de strălucitoare. Vor investi foarte mult în dezvoltarea unor abilități, foarte multă energie vor depune în tot ceea ce fac la serviciu și aceste eforturi le pot aduce o creștere pe termen lung în tot ceea ce fac legat de munca lor. De menționat că Marte din această casă a 10-a din Leu face opoziție cu Pluto din Vărsător și creează tensiuni în zona familiei. Acolo s-ar putea să se creeze presiuni semnificative care să îi împiedice să-și pună în aplicare toate planurile mărețe de carieră. Pentru unii nativi, această perioadă poate veni din păcate chiar cu destrămarea familiei sau cu nevoia intensă de a reconstrui conceptul de familie pe baze total noi. Dacă tocmai au trecut printr-o perioadă în care au pierdut oameni dragi sau li s-a destrămat familia, toate energiile acestui moment îi susțin să se regenereze, să alchimizeze toată suferința și să treacă la o etapă total nouă din viața lor familială. Alți nativi pot decide acum să se mute, să părăsească odată pentru totdeauna o locuință în care nu-și mai regăsesc identitatea și energia sau să se mute în altă țară. În această săptămână, bunăstarea lor financiară și relațiile lor depind foarte tare de mentalitatea pe care o adoptă, de disponibilitatea de a ieși din concepții rigide, din metode tradiționaliste sau din încăpățânări. Sunt foarte chibzuiți, dar foarte serioși și responsabili și își pot asuma în această perioadă o relație matură, o relație în care să investească cu înțelepciune, timp și disponibilitate. Pe ultimele grade din casa lor a 5-a, o casa iubirii și a creativității, Neptun este acolo în Pești și face un sextil cu Uranus, retrograd din Taur, din casa lor a 7-a, și acest aspect le dă creativitate și inventivitate în relațiile de iubire și de parteneriat. Dacă nu este vorba despre astfel de relații, poate fi vorba despre o perioadă cu o capacitate crescută de a crea, de a da naștere la opere artistice pentru cei care au astfel de aptitudini. Sau dacă nu, măcar de a trăi momente frumoase, tandre, alături de copiilor sau alături de nepoți. Săgetător și ascendentul pe Săgetător. Săgetătorii sunt adevăratele vedete ale acestei săptămâni, nu numai pentru că soarele se află deja în semnul lor, aducându-le energie fizică, psihică și emoțională și scoțându-le în evidență autenticitatea și identitatea, dar și Mercur este tot în semnul lor, deși aflat în retrogradare, ceea ce le mai limitează tendințele expansioniste din punct de vedere mental și intelectual.
Totodată, luna nouă din 1 decembrie are loc tot în semnul lor și le va aduce foarte multă îndrăzneală de a începe noi proiecte legate de propria persoană. Mulți săgetători vor dori să-și schimbe lucrul, vor investi în propria bunăstare, se vor apuca de noi diete, de sport, își vor schimba regimul de viață și înfățișarea. Aspectele armonioase pe care soarele le face atât cu Pluto din casa lor a treia, cât și cu nodul nord din Berbec din casa lor a cincea, aduc săgetătorilor dorința de a se deschide iubirii, de a face lucruri care să le bucure sufletul, de a pune pasiune în tot ceea ce creează și le aduce de asemenea o foarte bună relație cu copiii în general, fie cu ai lor, fie cu cei al altora. Intrarea lui Marte în Leu le-a adus nativilor săgetători dorința de a călători la distanță, de a descoperi noi teritorii, de a-și lărgi viziunea de viață, de a se înscrie la cursuri de aprofundare, de specializare, de descoperirea unor noi domenii, filozofie, altor religii, altor culturi. Iar cum Marte nu stă pe gânduri, ci acționează, și nativii vor lua inițiativa unor astfel de lucruri. Trigonul pe care Marte îl face cu soarele din semnul lor îi susține pentru a îndrăsni să facă acele călătorii fizice sau imaginare pe care și le-au dorit dintotdeauna și care să le lumineze mintea și să le dea o perspectivă clară asupra ceea ce reprezintă ei cu adevărat. Același Marte face un trigon și cu nodul nord în Berbec, astfel încât întreaga energie de foc din harta săgetătorilor este foarte frumos aspectată și echilibrată. Din toate aceste domenii frumos armonizate, iubirea, copiii, creativitatea, călătoriile la mare distanță, identitatea lor, săgetătorii pot afla acum în această săptămână informații prețioase care să îndrume către adevărata lor misiune de viață și care să le deschidă perspectiva pe un termen lung și foarte lung. Atenție însă că același Marte, care face aspectele frumoase despre care vorbeam, se opune simultan și lui Pluto aflat în Vărsător pe casa lor a treia, o casă a cunoașterii, a informării, a comunicării și a învățării. De aceea, experiențele despre care am vorbit mai devreme pot să provoace schimbări profunde de mentalitate la nativii săgetători. Pot constata că lucrurile care au fost foarte solide, fundamentale pentru ei la un moment dat, nu mai au aceeași valoare și pot distruge acum toate sistemele lor de credințe, ceea ce bineînțeles că în prima fază va crea tensiune și senzația că le fuge pământul de sub picioare, ca ulterior să-și dea frâul liber creativității, inventivității și să-și construiască o nouă mentalitate, să comunice în cu totul alt mod, deși, așa cum spuneam, în prima fază aceste schimbări pot să fie foarte dureroase și să-i bulverseze foarte tare. Capricorn și ascendentul pe Capricorn. Capricornii abia se dezmeticesc după lungul tranzit al lui Pluto prin semnul lor, de care au scăpat odată pentru totdeauna. Acolo mai este doar Venus, a cărei energie este însă provocată de careurile cu Lilith din Balanță și cu Chiron din Berbec. Relațiile sau finanțele capricornilor pot fi, deci, provocate de mici bârfe, de secrete incomode sau de intrigi țesute în spatele culiselor la serviciu. Mai ales femeile de la serviciu pot fi surse de tensiune ascunsă pentru capricorn. Și în familie, dacă mai au răni nevindecate sau nesiguranțe, acestea pot să se reflecte negativ în modul în care relaționează cu ceilalți, în modul în care oferă și primesc iubire sau în situația lor financiară. Totuși, sextilul pe care Venus îl face cu Saturn din Pești le reechilibrează aceste tensiuni și îi ajută să găsească înțelepciunea și răbdarea necesare pentru a soluționa pozitiv problemele. Marea Trină de Foc se așează pentru Capricorni în cele trei case karmice 4, 8 și 12, ceea ce se traduce printr-o mare capacitate de a rezolva și de a echilibra problemele specifice acestor sectoare de viață prin multă pasiune pusă în acțiunile pe care le întreprind și prin mult curaj și inițiativă. Sectorul săgetătorului, unde se află soarele în această săptămână, dar unde va avea loc și luna nouă de pe 1 decembrie,
și totodată reamintesc că este și Mercur retrograd acolo, este sectorul reprezentat de casa 12, o casa divinității, o casa a legăturii cu sinele superior, dar și a izolării. De aceea capricornii vor simți nevoia acută după toată perioada agitată a ieșirii lui Pluto de pe semnul lor să se retragă, să-și încarce bateriile, să asimileze și alchimizeze toate lecțiile pe care le-au învățat și rezolvat în ultimii 15 ani și jumătate de existență. Marte din Leu, din casa lor a 8-a, e aspectat frumos prin trigoane atât de Soare cât și de nodul Nord și îi ajută să se transforme, să găsească o nouă formulă interioară, dar le poate aduce și venituri prin intermediul altora. Îi poate ajuta, de exemplu, să ia inițiativa pentru a găsi noi surse de finanțare, de creditare și noi investiții pentru proiectele lor. Marte poate să le dea și imboldul de a intensifica modul în care se conectează la nivel intim cu partenerul sau cu partenera și pot trăi experiențe mult mai profunde decât de obicei în acest sens. Harta lor se activează în această săptămână, însă pe sectorul casei a doua, o casă a resurselor, a valorilor, a banilor făcuți din propria muncă. Pluto, abia intrat acolo, le poate aduce schimbări semnificative în modul în care își câștigă existența sau conștientizări legate de darurile și aptitudinile lor prin care își câștigă banii. Fie pot avea un moment în care realizează că nu mai pot continua să fie plătiți la valoarea la care sunt acum, fie pot pierde o sursă de câștig sigură, ceea ce îi face să se gândească profund la alte moduri în care pe următorii 20 de ani ar putea să-și obțină resursele. Vărsător și ascendentul pe Vărsător. Vărsătorii se pregătesc de lungul drum al lui Pluto în semnul lor, iar Pluto a intrat în forță de la bun început, făcând opoziția cu Marte din Leu. Cu Pluto pe casa lor întâi, nu este exclus ca în primele săptămâni de tranzit, vărsătorii să resimtă presiuni neobișnuite, mai ales pe corpul fizic, să treacă prin evenimente transformatoare intense sau să aibă momente care să le ceară mobilizarea întregilor puteri psihice. Fie pierderea unei persoane dragi, fie o schimbare majoră care să le afecteze identitatea sau corpul fizic, dar care în final le vor stimula puteri nebănuite de regenerare. Soarele se află în casa lor a 11-a, o casă a planurilor de viitor, dar și a prietenilor și comunității, ceea ce îi ajută să aibă claritate în a elabora o nouă strategie de viață în lumina schimbărilor majore aduse de intrarea lui Pluto pe casa lor întâi. Mercur, aflat în retrogradare tot în acel sector, îi obligă să reia, să reevalueze și să finalizeze tot ceea ce ar putea să le frâneze această nouă strategie de viață. Prietenile sunt de mare ajutor și energia lunii noi de pe 1 decembrie din Săgetător, unde se află acest sector al hărților, îi face doritor de a-și lărgi cercul de prieteni, de a primi acces în grupuri noi de oameni cu care să împărtășească aceleași idealuri. Ei vor fi cei care iau inițiativa să iasă din cadrul lor obișnuit de viață, poate chiar să călătorească. Să nu uităm că axa de destin este pe casele lor 3 și 9 din hartă, case de călătorie și de expansiune mentală. Le va da impulsul și să fie ei cei care deschid ușa pentru a invita noi persoane să intre în viața lor. Marte din Leu, planeta care face cele mai multe aspecte simultane în această săptămână, se află pe casa lor a 7-a, o casă a parteneriatelor, a relațiilor cu angajament și a căsătoriei. Iar Marte vine întotdeauna cu acțiune, de aceea foarte mulți vărsători fie iau inițiativa de a încheia noi asocieri, noi colaborări contractuale, fie fac cereri în căsătorie sau resimt impulsul de a-și transforma relația de cuplu într-o relație oficială. Opoziția făcută cu Pluto de pe casa lor întâi poate însemna însă și nevoia de a lua o atitudine corectă și concretă dacă o relație contractuală sau de durată le provoacă de prea mult timp identitatea și a ajuns să fie toxică, inclusiv pentru bunăstarea lor fizică. În acest caz putem asista la rupturi,
la curajul de a ieși dintr-o relație toxică, chiar dacă ruperea este dureroasă și pune foarte multă presiune psihică. La aceste decizii poate contribui și energia lui Venus din Capricorn, din casa lor a 12-a, care face careur cu Lilith și cu Chiron și care îi îndeamnă să-și asume responsabilitatea unor decizii majore cu impact pentru viața lor și care îi ajută să conștientizeze tiparele moștenite din neam sau tiparele karmice legate de relații și de iubire, tipare care le-au împiedicat exprimarea liberă și vindecarea. Sextilul făcut tot de Venus cu Saturn din Pești, din casa lor a doua, le aduce răbdare și înțelepciune pentru a face alegerile cele mai potrivite pentru ei, bineînțeles, și temperează impulsivitatea dată de opoziția Marte-Pluto. Pești și ascendentul pe pești. Pentru nativii pești, cele mai frumoase aspecte ale acestei săptămâni sunt în zona muncii, a sănătății, a carierei, dar și a banilor, așa că energia lor se îndreaptă mai ales spre zona socială. Cariera lor traversează o etapă luminoasă, plină de claritate în ceea ce privește direcțiile lor de expansiune, modul în care trebuie să se promoveze pentru a avea un impact public mult mai semnificativ. Cu Mercur retrograd în acel sector, ar fi mai degrabă indicat să clarifice neînțelegeri anterioare de comunicare, să îndrepte erori făcute în planificarea unor strategii pentru proiectele deja existente și nu să înceapă unele noi. Aceste rectificări le aduc șansa de a căpăta mai multă limpezime și de a putea lansa ulterior proiecte mult mai îndrăsnețe. Acest chef de a-și depăși limitele profesionale, de a învăța ceva nou, de a-și extinde orizonturile de cunoaștere și abilitățile, este stimulat mai ales de energia lunii noi din Săgetător de pe casa lor a 10-a din data de 1 decembrie. Dacă nu se vor grăbi, dar vor fi suficient de curajoși să-și asume anumite riscuri calculate, toate mișcările făcute în zona carierei le pot aduce noi surse de venit din propria muncă, le pot deschide perspective mult mai îndrăsnețe legate de banii câștigați din valorificarea darurilor și priceperilor lor. De obicei, cu un nivel de energie mai scăzut, peștii îl vor resimți pe Marte din Leu de pe casa lor a 6-a ca pe o infuzie de putere și ca pe o dorință de a întreprinde ceva concret pentru îmbunătățirea formei lor fizice, pentru vindecare sau pentru hotărâri esențiale în ceea ce privește schimbarea rutinelor lor de viață. Dacă și-au neglijat până acum sănătatea, acest aspect îi îndeamnă să acționeze ferm. Pentru unii nativi, sarcinile de la locul de muncă pot să devină mai presante, mai provocatoare, iar ei pot fi tentați să supraestimeze rezervele lor de energie și de combativitate, ceea ce îi poate duce la epuizare și astfel să vadă obligat să se retragă și să stea cu ei înșiși. De altfel, Pluto a intrat foarte de curând pe casa lor a 12-a, casa Vărsătorului, și va juca rolul unui psihoterapeut karmic. Energia plutoniană se va simți ca o presiune de a identifica sursele cronice ale unor anxietăți sau obsesii, de a găsi adevăratele resurse ale puterii interioare, de a se retrage pentru a înțelege în profunzime umbrele și obsesiile care îi macină. Vor înțelege acum cu adevărat ce înseamnă fuziunea cu divinitatea, ce înseamnă a ceda controlul către instanța divină supremă. Nu sunt singuri în această călătorie interioară, dificilă uneori, ci au sprijinul lui Saturn de pe casa lor întâi, care face un sextil cu Venus din Capricorn și astfel le aduce blândețea și înțelepciunea de a-și acorda timpul necesar pentru integrarea experiențelor de viață și răbdarea de a lăsa lucrurile să se întâmple la timpul lor cel mai potrivit. Acestea au fost previziunile pentru săptămâna 25 noiembrie-1 decembrie pentru toate semnele zodiacale și vă reamintesc că întotdeauna din două în două săptămâni, sâmbăta după cronicile astrale, puteți viziona un nou episod din podcastul Conexiuni Spirituale și vă invit să accesați acest playlist
de pe pagina televiziunii Tele7 ABC. Deci cu mine în această sâmbătă vă puteți revedea foarte curând la ora 20 în episodul pe care l-am filmat cu Anca Felea. Vă reamintesc că puteți revedea filmarea cu Pluto în Vărsător. Veți găsi linkul în descrierea acestei emisiuni. Și vă reamintesc că în luna decembrie, la finalul lunii decembrie, ca de obicei, Cronicile Astrale vor veni cu o ediție specială cu previziunile pentru 2025. Până atunci, dacă doriți să vă întâlniți cu mine personal, ne putem întâlni într-un eveniment desfășurat la Teatrul Călinescu pe data de 12 decembrie, organizat de colega mea, astrolog Sandra Ionescu, unde ne putem vedea live și vom discuta despre toate energiile pe care le aduce anul 2025. Voi pune de asemenea în descriere linkul de unde puteți achiziționa biletele de participare acolo. În 2025 am început deja înscrierile pentru evenimentele care vor avea loc. E vorba de o nouă grupă de curs de astrologie și de cursul de fizionomie care va avea loc în luna ianuarie 2025. Și dacă vă place lucrul meu, vă invit să vă faceți în dar un curs de automachiaj cu colegul meu, make-up artistul Ciprian Mitran. Mulțumesc pentru feedback-urile dumneavoastră, pentru toate comentariile. Vă invit să vă abonați la acest canal și să dați share dacă informațiile prezentate de noi vă sunt de folos și să vizionați și celelalte emisiuni realizate de colegii mei cu mare drag pentru dumneavoastră. Până la următoarea ediție în care ne vom revedea, vă doresc la revedere și o săptămână minunată!